Depozitarea necontrolată a deșeurilor a devenit un fenomen în județul Olt. Autoritățile declară război celor care aruncă gunoaie pe spațiul public și anunță controle și sancțiuni drastice. La Slatina, poliția locală și garda de mediu au încheiat un protocol pentru prinderea și sancționarea celor certați cu legea și bunul simț. Chiar astăzi, o mașină a fost depistată în trafic de polițiștii locali în timp ce transporta deșeuri. Vehiculul a fost urmărit până pe strada Banului, unde ar fi urmat depozitarea. Astăzi a fost identificat o auto utilitară ce transporta moluz pe strada Banului. A fost solicitată garda de mediu. Echipe de la garda de mediu Olt și poliția locală au mers apoi să vadă de unde au fost ridicate deșeurile și au găsit. O locuință fusese demolată la marginea Slatinei. Suntem de la garda de mediu și de la poliție. Construiți o căsuță și demolați alta sau ce faceți aici? Nu, ne-a dat un om de aici. Tu ești proprietara? Da. Aici a fost demolate, au fost demolate niște ziduri. Proprietarii au dat deșeurile către un cetățean care le-a transportat cu o mașină. Acesta a fost urmărit de către poliția locală și surprins la o adresă unde avea proprietatea. Când au ajuns echipele de la garda de mediu, mașina nu descărcase deșeurile, intenționa să le ducă la dumnealui în proprietate să-și astupe niște gropi care le avea în curte. Am luat legătura cu persoana respectivă, va fi sancționată că nu a transportat aceste deșeuri în baza unor formulare și n-a putut să dovedească unde le duce, dar de fapt a recunoscut că le-ar fi dus pe proprietatea dumnealui. Astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare, anunță poliția locală Slatina. Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare, fiind încheiat un protocol între garda de mediu și poliția locală. În județ, problema este și mai gravă. Sunt munți de gunoaie în zona râului Olt, iar în majoritatea situațiilor, autoritățile nu pot lua măsuri, dacă nu sunt prinși în flagrant cei care aruncă gunoaiele. Garda de mediu Olt împreună cu poliția locală au început o serie de controle ample pentru prinderea celor care depozitează deșeuri pe domeniul public. Iar amenzile sunt uriașe. Acestea pornesc de la 20.000 și pot ajunge până la 40.000 de lei plus ridicarea vehiculului. Sunt deșeuri aici cât vezi cu ochii, de la gunoi menajer la materiale rezultate din construcții și chiar componente auto. Toate zac împrăștiate pe câmp în imediata apropiere a râului Olt. Șeful gărzii de mediu Olt, Gheorghe Neacșa, ne-a explicat în ce condiții se pot transporta și depozita astfel de deșeuri. Persoanele fizice și juridice au obligația să contacteze un operator pentru ca acesta să colecteze deșeurile inerte rezultate din demolări, atât din construcțiile persoanelor fizice, cât și din alte lucrări de la persoane juridice. Obligații au și cei care dețin terenuri, chiar dacă alții depozitează gunoaie pe proprietatea lor. Aceștia trebuie să își curețe locurile. În caz contrar, persoanele fizice riscă amenzi de la 3.000 la 6.000 de lei, iar cele juridice de la 20.000 la 40.000 de lei.